noi acasă. E, bine, am făcut o descoperire în vacanța asta și mi-am dat seama pentru că avem o casă plină de geamuri și nu facem față. Când am luat casa, prima temere a fost cum voi șterge și cum voi curăța toate aceste geamuri. Și chiar mi-a fost foarte greu în primul an, am încercat să le curăț pe toate, cred că am pierdut vreo două zile. O să-l opresc puțin, că face foarte multă energie. El este nouul nostru prieten, Conga Windroid, și cu care avem și niște, avem și o prietenie foarte frumoasă de câteva zile, dar avem și câteva lucruri care nu ne-au plăcut la el. De asta am încercat să găsesc ceva care să se potrivească casei mele și gusturilor mele și până la urmă să curețe geamul foarte bine. Așadar, de ceva timp am încercat tot felul de aparate și nu prea am fost mulțumită de ele. Am încercat să caut tot felul de tutoriale pe YouTube și pe Google, filmulețe de prezentare, și am găsit o variantă de curățare a geamurilor prin frecare orizontală, ceea ce face acest aparat. Are și niște lamele și aceste cârpe care sunt foarte scumpe. Trebuie să știți că eu l-am cumpărat după IMAG, din păcate nu am putut să-l returnez, pentru că, deși nu l-am desfăcut, am zis că mai bine chem pe cineva să-mi curețe geamurile. Este mult mai ieftin să fac chestia asta manual decât să-mi cumpăr un aparat și am vrut să-l dau înapoi. Din păcate, dacă nu îl returnez timp de 15 zile la IMAG, la partenerii lor nu-ți acceptă returul. Nu știam lucrurile astea, ce-i drept, am rămas cu aparatul și acum trebuie să-l folosesc. Îl găsiți și mai ieftin, de 1300-1400 de ron, și pe alte site-uri, undeva pe la 1000 de ron, deci o să recuperați niște bani dacă reușiți să-l cumpărați mai ieftin. Deci interesați-vă, eu m-am interesat și mi-a plăcut și acum am început să-l folosesc. Nu am vrut să-l achiziționez, are și niște părți negative, cum ar fi această ventuză care ar trebui să fie ancorată pe partea cealaltă în condițiile în care vreți să-l acționați din exterior. Nu am găsit sistemul de prindere de la această ventuză cu aparatul. Probabil o fi ceva simplu, am încercat varianta cea mai logică, pentru că nu găsesc nici măcar pe instrucțiuni, nu am găsit cum se ancorează, m-am gândit că el pur și simplu vine așa prins și se bagă această ventuză așa și pur și simplu se ancorează. Ar fi o variantă. O altă problemă pe care o are este faptul că nu are acumulator intern și trebuie să umbli cu aceste cabluri tot timpul după tine. Asta este, există și varianta asta. Are și o telecomandă care poate fi acționată, deși nu-l folosesc din telecomandă, și mai e varianta de acționare din telefon, prin aplicație. Așadar, mie mi-a fost destul de greu să mă loghez prin Wi-Fi și apoi să loghez și aparatul, ceea ce am lăsat o baltă și până la urmă îl folosesc mecanic. Adică nu trebuie să folosesc neapărat de toate gadgeturile ca să poți să folosești un astfel de aparat. Acum cârpa este mai murdară pentru că am spălat-o de câteva ori. Dar am băgat-o la mașina de spălat, am văzut că acolo se curăță cel mai bine. Ea se desface. Dacă vreți să vă cumpărați, să vă achiziționați aceste cârpe separat, costă undeva la 120 de ron, 140 de ron pe IMAG. Pe alte site-uri le găsiți mai ieftine, pe IMAG 140. Așa că, așa, ce vreau să vă arăt este acest geam care este foarte, foarte murdar. Și vreau să vă arăt cum funcționează. Ce v-am zis, el vine la pachet cu o telecomandă, cu un spray. Din punctul meu de vedere, acest spray este foarte mic, probabil că ar trebui să îl comand și pe ăsta, dar cred că și ăsta costă destul de mult. Așa că am rămas la varianta veche de șters și spălat geamurile cu soluție normală de curățat geamuri. Dar și am fost foarte, foarte încântată. Vreau să vă arăt cât de murdar este acest geam, după cum vedeți și pe exterior și pe interior. Și vreau să vă arăt cum funcționează, că până la urmă eu am fost foarte mulțumită de ce a făcut el aceste două zile. Hai să-i dăm bătaie. De aici se pornește. Aici este. Dăm cu pus-pus. Asta e dezavantajul cel mai mare, este că el nu vine la pachet și nu poate să sufle singur acest lichid. Trebuie să-i dai înainte de a-l lăsa să curețe, trebuie să folosești acest aparat. Vedeți cum funcționează mai departe.